Demisia antrenorului Ștefan Stoica pare a fi adus un șoc pozitiv pentru jucătorii de la Zimbru Chișinău, având două partide consecutive fără victorie în divizia națională. Galbenverzii și-au revenit în meciul disputat împotriva campioanei din ediția precedentă, Milsa Miorhei. Într-o partidă care a putut fi urmărită în transmisiune directă la postul Moldova Sport, fotbaliștii din capitală au întors rezultatul în repriza a doua din meciul etapei cu numărul 16. Așa cum la sfârșitul întâlnirii a declarat antrenorul interimar Vyacheslav Rusnak, victoria a fost o adevărată infuzie de moral pentru Zimbru. Este o victorie binevenită după două înfrângeri și pentru moralul băieților este foarte important. Da? Pentru noi și pentru spectatori și pentru fanii noștri este o victorie foarte importantă. Milsa mi-a deschis scorul în minutul 37, atunci când Gheț a marcat după ce inițial portarul Vozini aparase șutul fotbalistului de la Orhei. În repriza secundă, pe teren au intrat alte echipe. Zimbru a jucat mai determinat să obțină cele 3 puncte, iar jocul galben-verzilor a început să dea roade. Secretul schimbării în atitudine de la pauză ne-a fost elucidat de același Vyacheslav Rusnak, care crede că Zimbru este în cărțile pentru titlul acestei ediții de campionat. Au fost două reprize diferite, dar în care în prima repriză am fost cam prea atenți, prea am stat jos în poartă, prea am ieșit cu mingi lungi în față. Și repriza a doua am vorbit în pauză, băieții s-au calmat și au jucat în jocul care îl pot ei. Și a demonstrat încă o dată că este o echipă care poate juca fotbal cu orice adversar și în orice condiții. Și această victorie ne lasă în cărți pentru titlu. Zimbru a verticalizat jocul, iar golul egalizator a venit logic. În minutul 57, atunci când Calu a executat cu șiretenie o lovitură liberă din lateral dreapta, balonul intrând în plasă cu toată poziția portarului Bantâș. Andrei Cojocar de la Milsami crede că formația sa a cedat psihologic în repriza a doua. Не знаю, вроде отыграли первую половину достаточно здорово, как то, что хотели, мы выполняли. Второе такое ощущение, будто они вышли с раздевалки, не знаю, что творилось. Может, не знаю, какой-то психологический перелом произошел и просто не удавалось то, что мы планировали во второй половине. Propriile greșeli și lipsa de concentrare din repriza a doua sunt motivele eșecului și pentru un alt fotbalist de la Milsami, Petru Racu. Am făcut o repriză bună, dar când am ieșit de la vestiar se vede că concentrația am pierdut-o. N-am mai legat multe pase, adică am pierdut multe duele și de asta singur ne-am adus, cred că, acele două goluri. De cealaltă parte, fotbaliștii Zimbrului s-au arătat încrezători în forța echipei și în jocul practicat. Ei au jucat jocul lor, noi au jucat jocul nostru. Noi, după golul scăpat, cred că încă mai bine am jucat. Asta a fost un plus pentru noi. Mai mult decât atât, Rui Miguel crede că fiecare meci împotriva formației Zimbru este dificil pentru că formația din strada Butucului poate juca ca o echipă adevărată. Every game is difficult here in the championship, but today the team play like a real team and this play against a good team, the champion the last season. Ca și antrenorul Vyacheslav Rusnak, portughezul celor de la Zimbru crede în șansele la titlu a formației sale. It's difficult, but 5 points. 5 points to first place. Sheriff have a very good team, but everything is possible. Victoria Zimbrilor a fost adusă de spătarul în minutul 71. Acesta reușind să înscrie din careu, deși era talonat îndeaproape de un fundaș al adversarilor. La fel ca și jucătorii săi, antrenorul celor de la Milsami, Iuri Osipenko, crede că problema formației sale este pe plan psihologic și speră că toate neajunsurile se vor lămuri în viitorul apropiat. Дело не в физическое, дело, скорее всего, психологическое. То есть я предупреждал, что не нужно садиться низко, ни в коем случае в штрафную. То есть подсознательно, не знаю, хотели удержать счет и начали садиться к воротам. Вот отсюда и пошли проблемы. Но выходили даже в концовке, мы опять взяли игру под контроль. То есть мы выходили хорошо в контратаке, скоростные атаки были. Это не говорит о физической готовности. Мы на следующей неделе еще у нас будет переходный цикл недельный. И в этом цикле мы разберемся со всеми нашими проблемами. Finalul partidei a găsit pe jucătorii galbenverzi, savurând victoria alături de suporterii care i-au susținut de-a lungul întregului meci. Cu 32 de puncte la activ, cu 5 mai puține decât liderul Sheriff Tiraspol, Zimbru Chișinău se află pe locul 3 în clasamentul diviziei naționale.